premier, în acest context a stabilității financiare, vrem să vă întrebăm, dumneavoastră anterior ați promis un panou în care să fie indicat toți banii recuperați din miliardul furat. Vrem să vă întrebăm unde este panoul și dacă va fi instalat și unde. Este adevărat, eu am vorbit despre acest panou. A fost o expresie figurativă, dacă vreți, până la urmă. Nu este neapărat să instalăm un panou în centrul orașului, pentru că nu cred că va deveni un simbol foarte atractiv pentru toți acest panou. Dincolo de aceasta, vreau să vă aduc aminte că a fost creat un comitet pentru monitorizarea cazurilor de rezonanță în Republica Moldova, care reprezintă o platformă, în primul rând, pentru primul ministru, cel puțin o dată în lună, cu instituțiile respective, să discutăm toate cazurile de rezonanță. Deja am avut două ședințe pe această platformă și cel mai important punct din ordinea de zi a discuțiilor pe această platformă, evident că este unde am ajuns în investigația fraudei bancare. Se începe cu raporturile prezentate de către lichidatori și de către guvernatorul Băncii Naționale și știm cu exactitate care sunt banii încasați și recuperați la moment. Și noi, de fapt, facem comunicate după aceste ședințe, dar dincolo de aceasta chiar discutam cu colegii, pentru că nu pentru prima dată aud această întrebare, și sper că în cel mai apropiat timp va fi ori pe site-ul Guvernului, ori pe site-ul Băncii Naționale, urmează să decidem încă.